Esplanada este în ultimii ani o atracție pentru slătineni. Pe lângă fântânile arteziene, aici a fost amplasată și o tablă de șah cu 32 de piese de mari dimensiuni. Tabla a rămas, dar piesele au dispărut. Cei drept puțini sunt cei care au observat acest lucru, dar sunt unii iubitori ai jocului minții care încă le duc dorul. Șahul cel mare de pe Esplanadă este într-un moment de amorțire, este un moment de hibernare pentru că nu i s-a dat nicio importanță. Am stăruit ca să aducem piesele de șah. Le-am adus de câteva ori, dar veneau copiii și stăteau în soare sau în ploaie. Și i-am rugat de atâtea ori pe o serie de primari, domnule, faceți acolo deasupra, ăsta o pumna de post, ceva. Din păcate, și tabla a rămas în ploaie și fără piese. Cândva, acestea erau păstrate la terasa din apropiere, dar în timp patronul a refuzat să le mai găzduiască. Așa că nimeni nu știe unde sunt, chiar dacă a existat ideea ca ele să fie aruncate în toaleta publică a Esplanadei. Ar fi fost și frumos, ar fi adus o nuanță de poveste, o căsuță frumoasă în care să băgăm piesele, să le scoatem foarte ușor. Era și locul potrivit deasupra toaletei, care este inactivă. Mulți mi-au spus că să duc piesele în toaletă. Am spus că nu. Chiar dacă este dezactivată, chiar dacă este curățată, numai ideea că bagi piesele într-o toaletă și nu sună bine. Din păcate, firma care a avut contract cu primăria până acum câteva luni nu a predat actualei firme înființate de către autoritățile locale tot. Piesele de șah respective au fost în proprietatea uneia dintre cele trei firme cu care primăria Slatina a întrerupt relațiile contractuale în luna ianuarie acestui an și ele nu ne-au fost predate mai departe pentru a avea cunoștință la acest moment despre ele. Esplanada, în forma ei actuală, a fost un proiect realizat de fostul edil Darius Vâlcov. Actuala conducere a orașului are o altă viziune. Acestora li se mai adaugă încă o viziune ce poartă semnătura profesorului Nicolae Bădița. Eu n-am uitat încă, să știți. Nu-i las. Eu am deja în minte că să facem o tablă uriașă de șah și să urce lumea pe treptele alea, că tot stau degeaba, și lumea de acolo să fie au privitorii. Începute în 2007, lucrările la Esplanada Slatinei și Expo Park, ce au înghițit peste 20 de milioane de lei și pentru care s-au schimbat mai multe echipe de constructori, s-au derulat lent și prost. Abia anul trecut a fost făcută recepția finală, în condițiile în care artezienele au întâmpinat numeroase probleme de funcționare, iar plăcile de granit ori s-au spart, ori se mișcă.